Sâmbătă 8 noiembrie 2014, localitatea Gornet din județul Prahova, acasă la domnul Banu Titel, unul dintre regii columbodramelor din România în ultimii ani, pe care îl salutăm pe această cale. Ce faceți, domnul Titel? Bună seara, bine ați venit la mine! M-am surprins printre porumbei ca de fiecare dată. Nici nu se putea altfel, cred, nu? Normal. Când veniți la porumbei, în mijlocul lor. Știu că acum avem în față o altă piesă rară, un tâlp al crescătoriei, nu? Din punct de vedere reproductiv al crescătoriei dumneavoastră. Un mascul deosebit pentru mine. Într-adevăr, cu foarte multă personalitate, văd că vrea să bată cu mine aici. Ce ne puteți spune despre el? Seria lui, vă rugăm frumos. Aveți în față masculul pe nume James Bond. Frumos nume. Dacă e James Bond, este clar că la urmare 007. Un mascul de 2011 cu seria 0303007. Acest mascul este fratele de cuib al femelei care în 2011 a reușit locul 2 în finala de la columbodromul Piatra Neamț și locul 1 la Super Derby la 400 de kilometri. Un mascul de origine Marcus Schörner, ambii părinți fiind originali Marcus Schörner, Van Don Paș, Jos de Rieder, pe tată, și Van Don Paș cu Günther Prange, pe mamă. Da. Vreau să menționez că, spre tristețea mea, părinții acestui mascul au fost furați chiar în anul când fiica lor a reușit acele super rezultate în 2011. Da, păcat. N-ați mai reușit să-i mai recuperați, nu? Cei porumbei au dispărut pentru totdeauna. Păcat. Ce vă mai pot spune? Acest mascul este tatăl puiului care anul acesta, în 2014, a obținut locul 2 azi porumbel în columbodromul din Prahova, columbodromul Orizont. Super. Un mascul deosebit, care are, ocupă un loc de seamă în compartimentul meu de reproducție. Într-adevăr. După atâta experiență pe care o aveți la jocul pe columbodrome, ce părere aveți? Există un anumit tip, un anumit călapot de porumbei care sunt mai adaptați să zboare pe columbodrome decât cei în campionatul național, având în vedere că totuși pe columbodrome se întâlnesc mulți porumbei, fiecare vine cu microbul, așa să zic, din crescătorie, adică trebuie să aibă, în primul rând, o imunitate foarte bună, da? În columbodrame, porumbeii nu sunt tratați ca acasă. În columbodrame nu se ține cont că este puiul din X și din Y, acolo da. Sunt toți egali, nu îi se dă nicio atenție specială, da. Cum se întâmplă în crescătorie de obicei. Deci, în primul rând, o imunitate bună. După aceea, da. Un sânge bun. Eu apreciez foarte mult talia porumbelului în funcție de distanța pe care trebuie să o facă în finală. Vă trimiteți porumbei la columbodrome în funcție de distanțele pe care știți că se joacă, nu? Da, exact. Exact. N-ai cum altfel. Nu poți trimite un porumbel care face 300 de km la un columbodrom cu finală de 600. Da. Exact. Deci sunt porumbei mai adaptabil, să zic așa, nu? Mai rezistent, mai adaptabil. De exemplu, eu țin cont de mai multe lucruri. Când îmbarc porumbei pentru combodrom, țin cont de direcția de zbor, da. De relief, de direcția vântului și de multe alte lucruri. Aveți porumbei care zboară mai bine pe anumit tip de vreme, să zicem, pe... Da. Da? Porumbei care zboară mai bine, de exemplu, când de la nord la sud sau cu vântul în față sau... Da. Consider linia mea de cuman. Porumbei care fac față oricăror interpelii și sunt porumbei care bat atunci când vremea este capricioasă. Da. Și porumbei de Van Don Paș, cum este și acest exemplar, sunt porumbei care fac locuri de 1 în momentul când vremea este bună și dacă sunt și ajutați de vânt în spate. Da. Puțin mai devreme ne aflam în crescătoria dumneavoastră. Admirând porumbei, știu că mi-ați arătat la un moment dat o femelă și îmi spuneați că la fel e o foarte bună reproducătoare și produșii din ea
vin cel mai bine de la concursuri, ne refeream la concursurile de pe Columbodrome, atunci când vremea e urâtă, da? Când e foarte mare caniculă sau când sunt condiții mai vitrege. Da, în general, când merg într-o finală, știu ce porumbei au rămas acolo, au rămas acolo, porumbeii mei. Da. Și cam sunt în stare să spun dacă la etapa respectivă am porumbeală în primii 10 sau nu. În funcție de sângele porumbeilor care au rămas. Aveți emoții de fiecare dată când participați la etapele finale, semifinale? Emoțiile există, dacă n-ar exista, n-ar mai fi frumusețe. Am văzut că nu prea le exteriorizați așa, le țineți în dumneavoastră, nu? Da, dar undeva în suflet e o explozie, chiar dacă pe față nu se vede nimic. Da. Uneori chiar o explozie de bucurie. Anul acesta la finala de la Orizont am fost prezent, trebuie să recunoaștem acum în direct. Și la aflarea veștii că ați câștigat locul 1, sau imediat după ce ați aflat vestea, am trecut, v-am filmat. Și da. Vreau să vă zic că n-am observat multe pe chipul dumneavoastră. Vă stăpâneați bucuria, nu? Ei, încerc să fiu un om matur, chiar dacă ai suflet de copil. Sunt vești, dar într-adevăr, în suflet undeva e o mare bucurie și o experiență deosebită. Da, și o satisfacție amânt și împlinită, probabil. Probabil acele 2-3 clipe, 2 secunde, valorează cât... Cât tot efortul, cât se uită de toate. Nu mai contează prin ce ai trecut, ce ai cheltuit, cât ai alergat, cât ai muncit, uiți de toate și e super, un sentiment deosebit. Exact. Deci acum filmăm pedigreul tatălui, masculului, cu seria, cât domnul Vanu? Seria 1740. Nu, și acesta este tatăl masculului pe care l-am filmat. 0303-007. Deci 007, James Bond, da? Din 2000? 2011. 11, în el verde, da. Deci acesta este tatăl. Original Marcus Zöllner. Și aceasta mama. Mama este femela 1642 de 010. Într-adevăr.